Ziua Învierii Domnului, cunoscută sub numele Paște, este cea mai mărită și solemnă sărbătoare a creștinilor ortodoxi români, o sărbătoare a luminii și a bucuriei. Ce însemnătate are săptămâna patimilor, aflăm de la preotul Bisericii Ortodoxe Române, Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Udin, Moise Lința. La început, aș preciza că suntem în perioada postului Sfintelor Paști. Începutul acestui post l-a marcat și în biserica noastră, dar nu numai în biserica noastră, ci și în întreaga biserică ortodoxă, prin canonul cel mare al Sfântului Andrei Critianu, care s-a săvârșit aici. Bineînțeles, în timpul postului se săvârșește și liturgia darurilor în fiecare miercure și vinere din timpul săptămânii. Pe data de 27, sâmbătă, este sâmbăta lui Lazar, o sărbătoare care ne aduce amintea de învierea lui Lazar de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și aici, după vecernie, după tradiția locală, în plațul bisericii se scoate salcia care se sfințește împreună cu copiii care sunt prezenți la această slujbă de sfințire. Mâine zi, bineînțeles, sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim, adică Floriile, o sărbătoare mare pentru noi creștinii și, bineînțeles, după aceasta începe perioada săptămânii celei mari sau că săptămânii patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când începând de luni, în fiecare zi sunt denii, la fel acele sunt slujbe denile, la fel joi, denia celor 12 evanghelii, iar vineri săvârșim prohodul Domnului. Prohodul Domnului sau la noi lăuzdin se mai spune punerea în mormânt a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Joi e denia celor 12 evanghelii când se vor citi în Sfânta Biserică și bineînțeles împreună această slujbă se săvârșește împreună cu credincioșii care vin la biserică. Da, totodată și de Vinerea Mare? Da, Vinerea Mare sau că Prohodul Domnului, ce am amintit mai înainte, Prohodul Domnului este slujba punerii Domnului nostru Iisus Hristos în mormânt și, bineînțeles, urmează după masă, urmează slujba plângerilor, când împreună și dimineața și după masă, împreună cu credincioșii care cântă aceste plângeri la mormântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se va fi adus și pus în mijlocul Sfintei Biserici. Anul acesta, pe 5 mai, va fi sărbătoarea mare, Paștele. Da, anul acesta, Sfintele Paște, adică Învierea Domnului, este destul de târziu, destul de amânat, este pe data de 5 mai, însă Sfintele Paști, cum bine știți, adică Învierea Domnului, este sărbătoare cu dată schimbătoare. Așa că nu în fiecare an, nu este la fel ca și la Crăciun, când avem date fixe, ci avem date schimbătoare și se schimbă de fiecare dată. Sărbătorile pascale comemorează evenimentul de bază, dar și una dintre cele mai importante sărbători pentru creștinii ortodoxi. Care sunt obiceiurile și tradițiile la comunitatea română din Udin cu ocazia acestei sărbători, aflăm de la o bunicuță. Sâmbătă or fost floriile, s-or dus de la biserică, tuturii, canturii, așa s-or spus, ori tăia salcă, și-or adus salcă, și-or pus-o în fața lui ușa lui biserica, o și cit-o părincile, și când cu dejumneața a fost slujbă, lumea și-a fost la slujbă, o căpătat că o saldă creangă de salcă. Ei după mi-a zis, s-or dus ale cinere,
cu gloacile, copii miși, ale căpărâce, ale și orluat sâmbătă la florii, care le-a fost toamna, nunta, o iarna, că așa s-au făcut, o luat cu o trânța din dos. Și atunci ori țăsut la toace, fiecile alea au avut cu o trânță noi, poale noi, toace au fost îmbrăcate cu lucruri făcute de atunci. Au fost și doale cu una, doale căpărâce, încă nu le-a fost nunta, că atunci așa s-au căpărât, pre 3 ani. E, și atunci toate au venit la salcă. Salca s-a scos, au fost 4-6 staguri, întâi au fost mulți, acum mai pățenie. Au fost, au ieșit ai cu stagurile înainte, între ei au fost cântăreți, iar au fost staguri, după staguri au fost muierile ale de biserică ale bătrâne și atunci au fost muierile ale cu copii, ale fără copii, s-au acolit plațul bisericii. Pre vremuri s-au acolit roată, pre socac, nu în mijlocul. E, dar acum numai plâng plațul bisericii să acolește. S-au gătat de 3 ori, ai acolit biserica, ai venit la, în fața bisericii, așa s-au ținut câta slujbă, după ce s-au gătat slujba, ale cinere s-au dus acasă, ale bătrânii s-au băgat în biserică, că și în biserică s-au mai ținut câta slujbă. Joi la joi mari, dimineața, se cumpără cânți, bocale, se pune apă, se leagă cât o floare și te duci lapizi apa pre flori în pomenirea morților. Se face un cola, se fac colașii. Și întâi nu au fost turt și pocărăi, ca așa cum am fost turtariu, așa s-au zis. S-au făcut inimi, cai, păpușă, mărgele și au pus la cantă și s-au dus. Care la nurori, care la nepoace, care la neamurile ale mai aproape, așa s-au dus. Și aia au fost ca de joi mari. Vinerea Paștilor, când au fost, s-au dus lumea și dimineața și după miez la biserică. Și cinere și bătrâne. La miază când s-o găta slujba, nu te-ai dus acasă, te-ai dus la o mătușă, la o verișoară, care preșinii au avut în apropierea lui biserica. Că atunci s-o postit, o fătit de post, nu s-o mâncat, s-o ținut și te-ai dus gust, că n-ai smetuit lui nimeni atunci. Așa a fost. După miază, iară s-o venit la biserică până seara. Ai stat la biserică. Atunci, în vinerea Paștilor, au venit toate îmbrăcate negru. Întâi au fost cu cotrânțe țesuce, dar cu ani încoași ale cinere și-au făcut costume negle, și-au făcut cotrânțe de pliș, care cu una, care cu două, care cum au fost măritace, chintușă, și-au venit toate negre, cu cârpie în cap, nu au venit cu capul gol la vinerea Paștilor. Că a fost drijelnică, că a murit Domnul Iisus Hristos, a fost răstignit pe cruce și toată lumea a venit în jelnic. Și atunci, când a fost seara, fiecare s-a dus acasă, la casa lui. Acum, sâmbătă la Paști, fiecare și-a rușit oaule. Au făcut lumea oaua roșii, s-au făcut colașii, sâmbătă dimineața, că atunci ți-ai făcut colaș, că ți-ai dus cu colacul la tot neamul, ți-ai căptat. S-au făcut torți, pocărăi, care și au avut și care cum i s-au fi putut. S-au făcut sara de șină, orșina toți, s-au adunat înăuntru și au așteptat pre duminică dimineața învierea lui Domnul Iisus. Și atunci când a fost duminică, când ți-ai sculat, ori pregătit pre masă, ori acolit pomini, la tot mortul i-a pus colacul și ce a fost prângă colacul, ouă și olaturi și-a fost. E, și atunci dacă a fost copil mic, o fată, l-ai mânat la mătușa, la uica, la neamuri și la veșini. La urmă, la toți veșinii s-au dus copiii cu colacul. E, când a fost mai târziu, atunci s-au dus după miază-ți la fiecile ale căpărâce, la nevestele ale cinere, mamele, mame, nurorii, au avut frați, depinde care cum au avut în casă.
Și așa că duminică aia au fost. S-au împărțit toată pomana și au așteptat ziua a doua de Paști. Ziua a doua, fiecare la casa lui a făcut mâncare, a mâncat, după miază s-au dus la nănașul cu colacul. Ori pus oaua, în bliț ori pus oaule, sub oaua s-au pus trifoi, dar cu de-al vierge, și colacul întâi nu a fost, în coaie s-au făcut și torți, dar întâi nu a fost așa. S-au dus la nenașul, de la nenașul cu tot cu străiți, au venit la joc, că s-a fost joc mare în fața lui comuna, lui primăria. S-au venit, ori dat lui mama, lui soacra, de i-au ținut straița și el au jucat. Așa au fost luni la Paști. Care este mesajul dumneavoastră pentru telespectatorii noștri cu prilejul sărbătorilor de Paște? Tuturor credincioșilor ortodoxi, și români și sârbi și tuturor ortodoxilor, le doresc Paște binecuvântat, multă sănătate lor împreună cu familiile lor și, bineînțeles, cu cei dragilor.